Bună dimineața, dragilor, am revenit. Acum, având alături de mine doi tineri care au activități cât se poate de extrașcolare și de extra de frumoase, doi tineri elevi ai în clasa 11-a la Liceul Garabet Ibreileanu. Bună dimineața, Ana Maria Mazilu și Modest Lungociu. Da. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Mai nou, voi aveți și o, spuneam de activități extrașcolare, mai exact, sunteți membri unei trupe de teatru care, cu care v-ați și plimbat cât se poate de frumos prin țară, ultima dată fiind în cadrul unui festival de teatru de la Baia Mare. Da, trupa noastră de teatru, înființată în cadrul proiectului Erasmus Plus, a avut o deplasare la Baia Mare pe 21 noiembrie, în cadrul festivalului Teatru în Joc al Ideilor. Au fost invitate mai multe echipe de teatru din țară. Ne-am întors cu un premiu special, echivalent al premiului întâi, dar noi am avut un alt concept al teatrului, Teatru Forum, și nu am intrat practic în concurs, am fost invitat special. Da. Foarte frumos. Da. Și, nu știu, e foarte, foarte fain când cunoști oameni care împărtășesc aceleași interese ca și tine. Puteți să-mi spuneți, trupa e destul de proaspătă, în sensul că nu e o trupă cu tradiție, cum mai sunt trupe în țară care au 15 ani și cei de-a 12-a au grijă ca cei de clasa nouă care intră proaspeți în trupă să le preda ei direct dintr-un material de experiență de cumulat. E o trupă proaspătă. Bănuiesc că lucrurile frumoase se pot întâmpla doar dacă aveți și niște coordonatori care să vă, niște coordonatori cu totul și cu totul special care să știe să vă îndrume cât mai frumos pe treaba asta. Cine se ocupă de trupa voastră? În special avem niște profesori de la Liceul Garabet Ibreileanu, doamna profesoară Oana Vulpe, doamna profesoară Ilaș Carmen, dacă nu mă înșel, și doamna profesoară Mihaela Vulpe. Ele s-au ocupat în principal de trupa noastră de teatru și ne-au ajutat cu motivarea absențelor de la orele la care am lipsit în favoarea repetițiilor. Mai avem un actor care ne ajută. Este vorba de Cosmin Bananită, pe care l-am văzut și în materialul de mai devreme, la ultima premieră a Teatrului Național. Ție să spun, Cosmin Bananită, un absolvent al Universității de Arte George Enescu din Iași, un tânăr cât se poate de activ, plecat în București, întors relativ recent în Iași și cât se poate de prezent în activitățile, în spectacolul de teatru, atât de la Teatrul Național, cât și în câmpul independent. Și acum, odată cu voi, aflu că se ocupă foarte frumos și de tineri de liceu, care e o sarcină destul de dificilă și destul de importantă, cu responsabilitate mare, să preiei niște tineri și să-i inițiezi. Cum ați lucrat împreună? Inițial a fost destul de greu, pentru că noi nu eram... Am mai avut contact cu teatrul, dar nu în sensul de a juca. Și au fost niște reguli pe care a trebuit să ne le explice, niște noțiuni, și ne-am adaptat ușor, ușor, și a început să ne placă foarte mult și să ne înțelegem bine cu el. Bănuiesc că a fost și a fost o perioadă de workshop sau de lucru, de training, cumva, în sensul ăsta? Da, a fost cam 2 săptămâni, presupun, în care am învățat câteva chestii de la doamna profesoară Negrea Magda, tot de la noi, de la școală, și apoi a intervenit Cosmin cu anumite tehnici de teatru și cu chestiile specifice care noi nu aveam de unde să le știm, și ne-a ajutat el cu respectivul. Cum vi s-a părut acest joc de inițiere până la text, contactul cu antrenamentul către teatru? Mie mi s-a părut cel puțin destul de greu. A fost practic cel mai greu, pentru că atunci când intri în scenă și când faci jocul teatral, e mult mai ok, te simți puțin mult mai liber și intri în pielea personajului. Pe când am învățat chestiile astea, nu știam nimic,
eram foarte uimit de ce ne spunea Cosmin și nu știam ce să spun. Stăteam acolo în băncuța. Erați cumva copleșiți de multă informație nouă și sunt convins că dintr-un punct de vedere v-a surprins faptul că tocmai pe fond de sinceritate funcționează lucrurile și că nu trebuie să te faci că faci. Da, hai exact, să plângem, da, hai da, să... Exact. Aha, râdem. Sunt curios de treaba asta. Urmează clasa 12-a pentru voi, urmează bacul, o să fiți interesați să vă activați mai departe în această trupă? Da, până într-a 12-a sper să mai avem spectacole, dar după nu știu sigur dacă o să mai am timp cu facultatea și cu... Adică sper să dau la o facultate și nu vreau să fiu aici în România. Deci n-am să am cum să mai continui activitatea, dar aș putea să, cum ai spus tu, să continui prin instruirea altor elevi de clasa nouă. Sunt anumite lucruri care ajung mai repede la cei proaspăt inițiați dacă vin din partea unor colegi mai mari, nu de la un profesor care e în față. De la colegi parcă cu ceva mai multă amiciție încasez niște informații și se așează informația, e asimilată mult mai repede. Ați avut deplasări inclusiv peste granițe, anume Slovenia? Da, chiar recent am avut un festival în Slovenia, We Dream the Same Dream, la care am participat trupe de teatru din 6 țări, Slovenia, Italia, Polonia, România, Bulgaria și Turcia. Am activat pe scena unei școli gimnaziale, de fapt, cum ar fi la noi colegiu, Gimnazii Ptuj, din orașul Ptuj, din Slovenia. Festivalul a avut loc pe, dacă nu mă înșel, pe 17 noiembrie. Festivalul de teatru în sine, în care am jucat numai piesele teatru naționale, adică fiecare echipă din fiecare țară. Iar în următoarea zi, pe 18 decembrie, pe 18 noiembrie, pardon, am avut un festival în care am un fel de joint, un festival joint, așa se chema, în care două echipe din două țări diferite au trebuit să facă o piesă de teatru. Acolo, pe loc. Da, pe loc. Inițial trebuia să își pregătească piesa din timp de acasă, dar acum n-am avut cum. Mai mult am făcut-o acolo. Într-o zi. Cumva ca experiență trebuie să fi fost foarte interesant. Da, a fost foarte interesant, foarte greu. Foarte, foarte greu. Piesa nu a ieșit cine știe ție, numai că senzația a fost că a ieșit bine și am lucrat-o maxim 3 ore, presupun. Dar nici 3 ore nu a fost. V-ați hotărât cumva pe anumite puncte de traseu prin care să treceți și în rest bănuiesc că a fost multă improvizație, cât se poate de deschis. Foarte multă improvizație. Asta e foarte bine. Și voi cu ce copii din ce țară? Cu copii din Turcia. Din Turcia? Da, de la o școală din Turcia, da. Cum a fost ca experiență? Adică bănuiesc că automat voi ați comunicat în limba engleză. Dar noi avem o engleză, ne avem o engleză cu anumite influențe, cu anumite accente, iar turcii, din câte știu, au un exercițiu a limbii engleze ceva mai puțin dezvoltat ca la noi, să spunem, cu alte accente. Cum s-au întâlnit engleza moldovenească cu engleza turcească? Greu de spus că a fost foarte greu. N-am reușit să comunicăm îndeajuns cu... Au fost în principal fete. De fapt, numai fete au fost... Trupa de teatru a fost formată numai din fete și a fost foarte greu. Nu prea știau limba engleză îndeajuns de bine încât să comunicăm la nivel mediu, ca să zic așa. O trebuie să facem prin semne. Da, e un limbaj universal care până la urmă. Au fost și profesorii coordonatori cu voi? Da, bineînțeles, ne-au ajutat la organizarea piesei, la ne-au mai încurajat, ne-au
acordat mai mult timp pentru repetiții ca să ne pregătim pentru festival. Chiar a fost foarte super. Mulțumim doamnei profesoare Mihaela Volpe și doamnei Ilaș Carmen. Care a fost mai? Trebuie să spun că în momentul în care se lucrează la un spectacol de teatru, e nevoie de o anumită cadență. E nevoie ca în fiecare zi să se întâlnească, să lucreze, să se așeze o anumită informație, să se așeze bine, să fie asimilată cât se poate de... Și asta e foarte important. Uneori nu se pot găsi alte soluții sau timp comun pentru copii decât să fie absolut necesar să se sacrifice la un moment dat niște ore, să se învoiască de la niște ore pentru repetiții, dar ei, cum sunt niște elevi maxim de silitori, vor recupera tot. Da, așa este. Tot. Poți să-mi spui de Roma ceva anume? Da, anul trecut, proiectul nostru a început anul trecut și prima deplasare a fost la Roma pe 15 mai, dacă nu mă înșel. Festivalul a implicat de asemenea tot 6 țări, aceleași, numai că echipa noastră a fost diferită, dar în mod normal ceilalți au avut aceeași echipă și în Roma și în, și în Slovenia. Am prezentat, au fost două secțiuni, secțiunea live, la care am prezentat prima scenă din cele trei pe care proiectul nostru le are. Și a doua a fost filmată în România și prezentată acolo. Ne-am întors și de Roma cu premii. Premii pentru... frumos. Da, la secțiune. Deja aveți o responsabilitate. O participare la un festival nu poate exista să vă întoarceți cu mâna goală. Aveți... Foarte frumos. Da, am avut un tur al Romei, am fost la Vatican împreună cu celelalte echipe, ne-am cunoscut mai bine între noi în felul ăsta, am comunicat destul de bine și am rămas impresionat de implicarea actorului Lorenzo Del Re, dacă nu mă înșel, italian, în pregătirea echipei din Italia, dar și pe noi ne-a ajutat foarte mult, adică nu a fost doar pentru echipa lui. S-au derulat niște workshop-uri speciale de lucru între echipe cât să ajunge să vă cunoașteți mai bine în cadrul festivalului? Da, la Roma, pentru că festivalul se chema Masca, dacă nu mă înșel, a trebuit la un moment dat să ne creăm noi o mască și a trebuit să lucrăm, s-au combinat echipele, nu eram noi, România, separat, Turcia, erau combinate și la sfârșit era și munca noastră, erau și relațiile mai strânse și... Țin să vă spun că cele trei spectacolașe pe care le-au dezvoltat ei sunt texte scrise de ei, dezvoltate de ei, bazat pe multe improvizații, bănuiesc că la început și ce a fost bine se păstrează, iar astăzi... Nu astăzi, mâine. Sau când veți avea o reprezentație la vineri? Mâine. Da, mâine. O reprezentație în cadrul festivalului de la Teatrul Ludic, unde au selectat niște momentele din cele trei piese ale lor și au făcut un spectacolaj de tip colaj, care tot lor le aparține. Mâine, de la ce oră, unde exact? Te rog mai multe informații. Mâine la Casa Orsacchi, de la ora 6, prezentăm acest colaj. Așteptăm pe cei interesați. Cu mare drag vă invităm să mergeți să îi urmăriți. O ultimă întrebare. Spuneți-mi, v-ar plăcea, v-ar interesa o carieră în acest... o carieră care să aibă o legătură foarte mare cu scena, poate nu neapărat de actori, poate regie, poate dramaturgie, poate ceva? Personal, da, deși mi se pare puțin, nu știu, riscant, să zic așa, în ziua de astăzi, adică nu mi se pare că artiștii în general sunt apreciați la adevărata lor valoare și, nu știu, mai am timp un an să mă gândesc, să mă hotărăsc. În principiu, da. Modest? Eu n-am nimic împotrivă. Mai mult ca un hobby aș putea lua, da? Ca o meserie destul de greu, pentru că deja m-am hotărât ce vreau să fac și nu prea mai am cale de întoarcere. Chiar vreau să devin programator.
Foarte bine, mult succes mai departe cu tot ce vă puneți în plan. Oricum să știți că odată cu această experiență, microbul cumva al dragostea de scenă e cumva aparte și întotdeauna o să rămână o fereastră deschisă acolo în sufletelul vostru, o fereastră deschisă în permanență către. Aș vrea să vă mai întreb de fapt un lucru. Spuneți-mi dacă s-a schimbat cumva atitudinea voastră în calitate de spectatori la la o piesă de teatru, atitudinea voastră față de scenă, dacă s-a schimbat în urma acestei experiențe. Sunt curios dacă veți mai sta în sală uitându-vă la un spectacol de teatru cu aceeași atitudine pe care o aveați înainte. Sincer, sunt mai critică, să zic așa, decât înainte. Adică observ jocul acela exagerat, cum ai spus la început, plâng acum. Cred că trebuie să simți într-adevăr personajul și să simți ceea ce faci, nu doar să joci și atât. Și acum observ asta mai bine și îmi dau seama cât de evident e câteodată jocul unor actori. La mine, senzația atunci când urmăresc o piesă de teatru este mult mai intensă acum, după ce am fost și eu actor. Pentru că, pur și simplu, intru și eu în pielea lor și mă gândesc. A fost un exercițiu de empatie care automat... Da, mai mult sau mai puțin. Nu știu cum să zic... Am intrat mai mult în trupa de teatru pentru că mă săturasem de monotonia asta, școală, acasă și mai nimic extrașcolar. Dar acum trăiesc mult mai mult momentele când merg la teatru și văd o piesă de teatru. Foarte frumos. Dragilor, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Mult succes mai departe și să se îndeplinească tot orice dambla vă propuneți să vi se și întâmple. Mulțumesc. Acesta fiind spus, vă mulțumesc tare mult și multă baftă mâine, să aveți parte de un public numeros și cald. Dragilor, noi ne vom revedea mâine dimineață. Toate cele bune, pupici, dragi și scump din partea colegei mele, Alexandra Bandac, care undeva acum acolo face disperată din mâini, nu cumva să uit să menționez cum să uit, dragă Alexandra. Vă pup tare și ne vedem mâine dimineață, începând cu ora 7, bem cafeluța împreună, să aveți o zi dintre cele mai frumoase, cele bune.